Sâmbătă 16 aprilie, începând cu ora 18, sala sporturilor din Deva va fi gazda celui de-al doilea meci din semifinalele Ligii 1 de futsal, în care se vor întâlni echipa locală Auto Bergamo și CFR Timișoara. În semifinale se joacă în sistemul cel mai bun din 3 meciuri, iar Auto Bergamo a câștigat prima întâlnire de la Timișoara cu scorul de 4-2. Chiar dacă se confruntă cu ceva probleme de efectiv, devenii doresc să tranșeze calificarea din al doilea meci pentru a nu se ajunge la joc decisiv, care, dacă va fi nevoie de el, va avea loc tot la Deva, duminică 17 aprilie, de la aceeași oră 18. Sâmbătă la ora 18, vedem propriu să fie returul, sperăm să fie prima și ultima parte a returului, pentru că regulamentul e în felul următor: dacă câștigăm, ne calificăm direct în finală, dacă cumva câștigă ei, atunci va fi a doua zi la aceeași oră meciul decisiv. Meciul va fi un meci greu, sunt convins de asta. Timișoara o să fie ultima ei șansă, o să-și vândă scump pielea, dar eu sper că băieții noștri sunt bine pregătiți și în deplasare am câștigat la ei, acum jucăm și pe teren propriu, sper într-un meci bun și sper în victorie, bineînțeles. Doi dintre băieți au ceva probleme medicale, dar sper că până la ora meciului va fi toată lumea aptă de joc. E Sergiu Gavrilă și cu Iulian, cu jucarul. Da. Dar sper că vor fi bine și ei și vor evolua. În cealaltă semifinală se întâlnesc United Galați și FK Odor Heiul Secuiesc. În primul joc, gălățenii au câștigat în deplasare cu 7-2 și, la fel ca și Auto Bergamo, sunt mari favoriți la calificarea în finală.